pentru a avea producții foarte bune, fermierii ar trebui să fie atenți și foarte vigilenți la foarte multe capitole. Unul dintre ele, dragii mei, este dotarea cu echipamente și utilaje ca să le ușureze munca și, bineînțeles, ca să le crească productivitatea. În acest material care urmează, avem o poveste. Urmărim o poveste specială pentru viticultori, pentru că o să cunoaștem o mașină care stropește vița de vie. La Ostrov, compania NHR Agro Partners a prezentat în exclusivitate noua mașină de stropit în vie EcoProtect, modelul S800, produs de firma franceză Gregoire. Iată, acum la vie am venit cu o mașină de stropit în vie cu recuperarea surplusului de soluție. Practic, este o mașină formată din două panouri de fiecare parte a rândului. Bine, ea lucrează pe două rânduri. Avem două panouri flexibile, de o parte și de alta rândului, care se rigidizează în momentul în care ventilatorul suflă presiune în sistem. În cele două panouri sunt niște diuze care pulverizează pesticidul din părți opuse, iar surplusul de soluție se prelinge pe pereții acestor panouri. Deci, practic, soluția tratează vița pe ambele părți ale frunzelor, un tratament de foarte bună calitate, iar surplusul de soluție nu se pierde în atmosferă, nu este purtat de vânt, ci se prelinge pe cele două panouri, iar în partea de jos o pompă transportă lichidul înapoi în rezervor. În felul ăsta putem să, pe de o parte, putem să lucrăm pe vreme când bate vântul și cu o mașină clasică practic nu este recomandat pentru că se pierde foarte multe soluții în atmosferă. Aici vreau să ajung, care sunt avantajele față de utilajele clasice care existau până acum pentru viticultorii români? Da, deci față de utilajele clasice, în primul rând putem să lucrăm, cum am spus, când bate vântul și cu altă mașină nu este recomandat pentru că se pierde foarte multă soluție. Putem să asigurăm o calitate foarte bună a tratamentului, pentru că plantele sunt tratate foarte bine de pe ambele părți. Se poate reduce cantitatea de lichid la hectar și de pesticid la hectar, deci se poate face o economie substanțială de substanțe chimice și, în plus, se protejează mediul înconjurător și sunt mai puține substanțe remanente, substanțe chimice remanente în struguri, pentru că se tratează exact cât este necesar, iar surplusul de soluție nu se pierde în atmosferă, nu ajunge pe sol sau în pânza freatică, ci se recuperează și se refolosește. Poate fi atașată tractarilor specifice pentru vie? Da, sau are anumite cerințe specifice? Nu, poate lucra cu orice tractor, în general cu orice tractor. Bineînțeles că lucrând în vie, poate este normal să lucreze cu un tractor de vie, pentru că trebuie să fie îngust și să poată trece printre rândurile de viță de vie. Tot procesul este controlat de un calculator care reglează presiune, debit în funcție de viteza de deplasare, deci indiferent de viteza de deplasare cu care merge tractorul, debitul se păstrează constant, fără ca operatorul să fie obligat să facă un reglaj special. Principalul avantaj al acestui model este reducerea impactului pesticidelor asupra mediului și eficiența asupra plantelor. Iar pentru a evidenția acest lucru, organizatorii au prezentat și o mașină clasică de stropit. Avem și o mașină clasică, tocmai pentru ca să vedem diferența între această mașină cu recuperarea surplusului de soluție, cu protejarea, practic, a jetului de soluție într-o incintă aproape etanșă. Etanșă pentru că în afara panourilor laterale există două cortine de aer, atât în față cât și în spate, pe direcția rândului. Deci dacă bate vântul pe direcția rândului, și acolo efectul vântului este redus pentru că se creează o incintă închisă, etanșă, și soluția este folosită în cantitatea necesară acolo unde trebuie. Poate fi utilizată la orice tratament, indiferent de stadiul viței de vie? Da, se poate folosi la orice tratament. Se pot închide anumite diuze. În cazul, cum avem acum câteva frunze, vița este la începutul vegetației,
nu este necesar să pulverizeze cu toate diuzele. În situația asta recuperarea este foarte mare, pentru că la o mașină clasică deja soluția se poate vedea 2-3 rânduri de la rândul pe care dorim să-l tratăm. Recuperarea poate ajunge la 60, chiar la 80% în această fază de vegetație. La ultimele faze de vegetație, când cantitatea de frunze este foarte mare, tratamentul este în primul rând realizat foarte bine și acolo se poate face o recuperare a soluției într-un procent de 10-15%. Gazda acestui eveniment a fost Podgoria Domeniile Ostrov, care cuprinde 1200 de hectare de vie. Aici, fiecare parcelă este lucrată cu grijă, reprezentanții fermei mizând mereu pe noutățile din domeniu, tocmai pentru a avea cele mai bune rezultate. Ce impresie a făcut noul echipament, am aflat de la șeful fermei, domnul Vasile Moșteanu. Echipamentul mi se pare foarte bun, ok. Acum să vedem ce randament va avea. Ce tratament ați aplicat acum? În prima fază am aplicat polisulfura de calciu, iar acum venim cu al doilea tratament cu ăsta, topaz, fantic și dăm un adjuvant siluet pentru să ne protejeze de ploaia asta, să facă priza mai bine la plantă. Cum arată în acest moment viile? Sunteți mulțumit de stadiul de dezvoltare? Nu prea suntem. Din cauza frigului, lăstarul nu s-a dezvoltat. Nu e ok, dar sperăm că în următoarele două săptămâni, o săptămână, să, dacă vine căldura, să dezvolte planta. Deci e clar, aveți nevoie de produse de protecție a viței de vie, dar aveți nevoie și de utilaje performante. Dispuneți de astfel de utilaje? În general, da. Avem, cu ajutorul patronului, ni s-a adus anul ăsta utilaje mai bune și încearcă să ne aducă din ce în ce utilaje mai bune, mai performante.